Bun, vorbeam mai devreme de Biserica Ortodoxă, schimbarea la față, Biserica Greco-Catolică, care a fost inițial o biserică a unei mănăstiri romano-catolice, este cea de aici. Biserică care a fost cedată greco-catolicilor, după al doilea război mondial a ajuns în posesia ortodoxilor. După 1990 a fost retrocedată comunității greco-catolice și astăzi îndeplinește rolul de catedrală greco-catolică, un statut care trebuie să fie temporar, pentru că din 1990 încoace se construiește o nouă biserică greco-catolică, o nouă catedrală greco-catolică, mult mai mare, pentru gustul unora un pic cam prea mare, dar asta este altă chestie. Și se tot construiește la ea, la un moment dat sperăm că va fi finalizată și atunci acolo va fi mutat sediul catedralei. Dacă tot vorbim de Biserica Greco-Catolică, atunci nu avem cum să ocolim personalitatea din spatele nostru, respectiv este vorba de Cardinalul Iuliu Hossu, o personalitate enormă a istoriei României. Este cel care a citit Proclamația Unirii de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia. Este și cel care în timpul celui de-al doilea război mondial, în momentul în care trupele maghiare au venit la Cluj, în momentul în care Ardealul de Nord a fost cedat, el nu a vrut să plece din Cluj. A spus că este nevoie de el unde este comunitatea. Și a fost una dintre personalitățile care a încercat să medieze și să negocieze atât cu prim-ministrul Ungariei din acea vreme, Pal Teleki, tot cu origini ardelene. Este și un palat Teleki, nu foarte departe de aici, dar și cu generalul armatei maghiare. Și am povestit mai devreme despre Catedrala Ortodoxă, care a fost într-o oarecare măsură salvată de către Cardinalul Iuliu Hossu. Cardinal care pe urmă, după desfințarea Bisericii Greco-Catolice, deși s-a propus să preia Mitropolia Ortodoxă a Moldovei, cu condiția să accepte unirea Bisericii Greco-Catolice cu cea ortodoxă, a refuzat, a fost arestat și, după cum se știe, a și murit. Ulterior, în 1970, în 2019, dacă nu mă înșel, a fost Papa Franciscus, a fost în România pentru a-i beatifica pe episcopii bisericii greco-catolice care au murit sau, mă rog, care au fost întemnițați în închisorile comuniste. Da, monumentul, la fel ca și cel al lui Nicolae Ivan, cel lui Bartolomeu Anani, a fost ridicat în 2018 cu ocazia sărbătoririi centenarului de 100 de ani. Dacă există o personalitate a Clujului care se potrivește cel mai bine acelui centenar sau care ar merita o statuie, este cu siguranță Cardinalul Iuliu Hossu. Bun, practic vis-a-vis sau față în față cu statuia Cardinalului este o altă statuie, ceva mai veche. Avem din nou o inscripție romană și aici este normal să fie o inscripție romană, 1921. Este Lupa Capitolina. Este Lupa Capitolina, respectiv statuia lui Remulus și Romus, Lupoaica, celebra legenda a întemeierii Romei. Din punctul meu de vedere, tot timpul când privim o statuie sau un monument sau orice altceva, trebuie practic să facem referire la zeitgeist, la spiritul epocii în care a fost construită. Este 1921, este la doar câțiva ani după încheierea primului război mondial și la doar un an după încheierea tratatelor de pace de la Paris-Versailles. Noi spunem tot timpul despre 1 decembrie 1918 și da, într-adevăr este momentul Alba Iulia și momentul Marii Adunări, dar dacă la Versailles marile puteri nu ar fi convenit ceea ce au convenit, atunci puteam noi să avem 3 Alba Iulii, că până la urmă tot de diplomația și de tratatele internaționale depinde. Bun, la doar un an după încheierea tratatelor de la Paris-Versailles, din Italia, care dacă plasăm un pic în istorie ne dăm seama cam ce era după primul război mondial în Italia, se fac mai multe cadouri de acest fel, sunt aduse mai multe statui ale lui Romulus și Remus, cele care nu sunt aduse din Italia sunt făcute în România. Era practic un simbol al românității, un simbol sau, mă rog, o afirmație a faptului că poporul român este un popor latin și cine să demonstreze mai bine asta decât o statuie a lui Romulus și Remus, sunt întemeietorii Romei și oarecum străbunicii românilor, ca să spun așa. Bun, strada aceasta este, astăzi se numește Bulevardul Eroilor. Mai de mult, până prin anii 2000, era practic o fâșie verde pe mijlocul străzii și erau două căi rulante, una pe stânga, una pe dreapta. Între timp s-a închis jumătate strada, făcându-se o stradă pietonală, da, cu foarte multe terase, în timpul verii cu magazine și așa mai departe. Și pe cealaltă parte este în continuare, mă rog, deschisă traficului auto. Doar că are un singur sens. Doar că are un singur sens și doar că acum nu este traficul auto, ci este traficul de maraton. Da. Pentru duminică dimineață. Și foarte interesantă este, mă rog, strada aceasta, nu neapărat strada în sine, ci numele străzii. Numele vechi al străzii, de exemplu, dacă îi întreb pe părinții mei, ei vă spune strada Tomis, da, doar că astăzi strada se numește Hermann Oberth. Hermann Oberth, un sas transilvanian, care inițial studiase medicina, a fost medic de campanie în primul război mondial și în urma ororilor trăite acolo a zis că nu mai vrea să audă niciodată de medicină. A încercat să a dezvoltat mai multe teze, care, în special în vestul Europei, dar și în Transilvania de atunci, au fost considerate mult prea futuriste. Singura universitate care l-a acceptat a fost cea din Cluj. Da. Asta este și motivul pentru care are o strânsă legătură cu Clujul, sau mă rog, Clujul se identifică într-o oarecare măsură cu el. În perioada interbelică, trebuie să o spunem și pe asta, a îmbrățișat ideile național-socialismului, nazismului, lucrând foarte îndeaproape cu Werner Braun, în cadrul programelor naziste de dezvoltare a unor rachete și poate chiar a bombei atomice. După război a emigrat în America, unde este una dintre principalele personalități căreia îi se datorează zborurile în spațiu și primul zbor pe lună. Această străduță este denumită după el, Hermann Oberth. În momentul în care aeroportul din Cluj-Napoca a fost a primit un nume, nu a mai fost numit doar Aeroportul Internațional Cluj, unul dintre principalii candidați a fost Hermann Oberth, până la urmă s-a decis să se numească Avram Iancu. Da. Nu toți clujenii suntem tare încântați de această idee, dar asta este o altă discuție. Da. La fel, un alt candidat, care nici el nu este clujan prin naștere, nu s-a născut în Cluj, însă a făcut carieră și s-a dezvoltat în Cluj și se identifică cu Clujul și mi se pare că asta este practic leitmotivul orașului. De a atrage foarte, foarte multe personalități valoroase din afara Clujului, chiar din afara Carpaților, care vin la Cluj, care studiază la Cluj sau care își dezvoltă cariera la Cluj și practic au o contribuție enormă în istoria orașului. Ei, cel despre care vorbesc acum este Emil Racoviță, dintr-o foarte veche familie boierească din Moldova, care vine la Cluj, care este profesor și este chiar și rector al Universității din Cluj. Și rămâne la Cluj până la Cluj, exact. Se termină, da. La Cluj dezvoltă... Este mormântată în cimitir. În Hașongard, da, exact. La Cluj el fondează și primul institut de speologie. La Cluj și astăzi, în cadrul Facultății de Geografie, există un institut de speologie. La Cluj a existat și un muzeu al lui Emil Racoviță, care din păcate s-a închis. Mare, mare păcat, pentru că este o personalitate extrem, extrem de valoroasă. Și dacă vom merge în clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, unde este alea rectorilor, un loc aparte și un mic plachet, un mic bust, îl are și Emil Racoviță. Că a învățat acolo. Da, da. Că a fost rector al acelor universități. Da, da. Și unul dintre cele mai importante și bune licee din Cluj îi poartă și numele. Exista și un bust al lui în fața liceului, doar că strada Cogălnicianu sau Alea Lupilor, pe care a mai fost, este în curs de renovare și atunci bustul a fost mutat. Probabil că va reveni la amplasamentul original. Da. Am ajuns în lateralul operei, clădirii operei, și ne-am oprit în fața unui bust. Da, practic istoria pe care o învățăm noi la școală pune foarte puțin accentul pe istoria Transilvaniei și din păcate foarte puțin pe istoria românilor din Transilvania. În special sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, mă refer partea dinainte a Unirii. unde comunitatea românească din Transilvania a fost foarte activă, inclusiv politic, într-un anumit moment în care, după lungi tergiversări și parlamentari, s-a decis totuși trimiterea unor reprezentanți în Parlamentul de la Budapesta. Și practic așa noi, eu cel puțin am aflat pentru prima dată anumite nume de politicieni români sau oameni de cultură români transilvaneni de-abia la lecția despre unirea din 1918. Da. Da, și ne-am oprit aici în fața bustului lui Alexandru Vaida Voevod, un politician ardelean, un politician român în Parlamentul de la Budapesta, care a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania, care a jucat un rol foarte important în cadrul unirii și în cadrul momentului 1 decembrie 1918 și care ulterior, după primul război mondial, a fost și prim-ministru al României. Mă rog, nu tot timpul doar lucruri pozitive ca și prim-ministru, dar asta este o cu totul altă discuție. A locuit în palatul din spatele nostru și are acest bust dezvelit aici. Adică acesta roz? Adică acesta roz, da. Da. La fel ca și familia Mocioni, care a fost o familie extrem de bogată din zona Timișului, din zona Banatului, și ei cu mulți membri în Parlamentul de la Budapesta, la fel ca și Iuliu Maniu, la fel ca și Alexandru Vaida Voevod. Au fost foarte, foarte mulți români ardelenți sau bănățeni care au luptat pentru drepturile românilor, nu toți având aceleași idei, fiind și destul de diversi în gândire. Unii dintre ei s-au opus chiar și unirii de la 1918 sau, mă rog, anumitor condiții în care aceasta a avut loc, dar mi se pare foarte important să redescoperim, să cunoaștem și această parte a istoriei românilor, pentru că au existat români și în Transilvania, au fost reprezentați politic și în Transilvania. Istoria asta pe care o învățăm cu românii erau doar iobagi și doar asupriți de către ungurii ăia răi, nu e chiar corectă și ar trebui foarte bine nuanțat. În ultima vreme încep să apară tot mai multe cărți, tot mai multe apariții editoriale care tratează această temă și care le recomand foarte tare, pentru că cred că am evoluat și noi ca și societate și e momentul ca și din punct de vedere mental al istoriei să evoluăm. Da. Aici. Ne dai un nume de carte? Uf! Sau sunt mai multe? Mă gândesc și vă dau. Perfect. Punem un scris. Bun. Deci în zona aceasta, Catedrala Ortodoxă, da. Opera Română, da. Și în spatele Operei Române începe un parc foarte frumos, care este proaspăt refăcut. A beneficiat de renovare în urma unui proiect pe fonduri europene, dacă nu mă înșel. Da. Parcul acesta este cunoscut de către cei de vârsta mea sau astăzi ca și cel parcul din spatele operei. Exact, cel din spatele operei, ca și parcul cu castani. O să vedeți imediat de ce. Da. Mai ales în perioada asta anului trebuie să fii atent să nu îți pice o castană în cap. Dar acest parc a fost construit sub o altă denumire, respectiv sub Parcul Elisabeta. Și Elisabeta, înainte de primul război mondial, deci zona aceasta era Austro-Ungaria. Elisabeta este numele complet al celei pe care o cunoaștem drept Sisi, drept prințesa, mă rog, celebra împărăteasă a Austro-Ungariei, soția lui Franz Josef, da. Cea care, chiar dacă nu a fost la Cluj, a fost una dintre cele mai îndrăgite personalități ale comunității maghiare din întreg imperiul. Și atunci, pe vremea aceea, comunitatea maghiară era extrem de importantă în oraș. Aș putea zice chiar că deținea o majoritate în oraș. Foarte interesant este că, deși nu a fost niciodată în Cluj, au fost 3 monumente, ca să le spun așa, în oraș, dedicate ei. O statuie care este acum amplasată lângă Biserica Evanghelică, care a fost multă vreme ascunsă în, dacă nu mă înșel, în podul Muzeului de Artă. Da, Palatul Banfi. În Palatul Banfi, exact. Sub o masă undeva. Exact. Mai există un pod care se numește Podul Elisabeta, tot în amintirea lui Sisi, și acest parc, okay, care, după cum v-am spus, este renovat recent. Mulți clujeni se plâng că sunt un pic cam multe dale pe aici, așa ar fi fost mai bine un pic mai multă verdeață. Eu cred că lumea se va obișnui cu el. Da. În continuare, ceea ce mă bucur este că nu s-au tăiat acești arbori frumoși. Sunt niște castani care primăvara înfloresc, au niște flori roz. Niște castani mai deosebiți și, într-adevăr, este o atmosferă foarte frumoasă aici. Da. Da, practic aici începe o altă latură a Clujului, construită ulterior cu clădirea armatei, da. Divizia de infanterie Gemină. În cealaltă parte, în spatele acestor copaci, este în dreapta noastră acum. În dreapta noastră, da, este o clădire roșie care se numea mai de mult Casa Învățătorului. Acum este sediul mai multor instituții, de exemplu Registrul Comerțului, și are sediul aici. Din câte știu mai de mult a fost Inspectoratul Școlar. Știu că bunicul meu, care prin anii 20 a venit la Cluj și o anumită perioadă a activat și ca și profesor, a locuit aici. Știu că povestea că tinerii profesori români care veneau din alte orașe erau găzduiți în această Casa Învățătorului, de aia se și numea așa. Da. Bun, în spatele ei putem să mergem aici prin dreapta. Prin dreapta, pe aici. Și vom vedea alte câteva clădiri interesante, sau mă rog, cu o istorie relativ recentă, dar interesantă. Cum ar fi și blocul acesta din dreapta? Da, astea sunt niște construcții, din câte știu eu, din perioada interbelică. Este această perioadă a anilor 30 în care se construiește în acest stil. S-a construit fix lângă sau pe locul vechilor ziduri ale celei de-a doua incinte fortificate ale orașului. Da. Pentru că vedem și peretele, nu? E vedem acolo, da. Vedem și zidul, și acolo. Vedem și turnul, dar ajungem și acolo. Locul acesta este unul cu foarte multe școli. Da. Este una din, cred că pe un areal de vreo 200 de, pe o rază de vreo 200 de metri, sunt vreo 5 sau 6 școli. Iată, alea Învățătorului. Exact. Iar aceasta este clădirea de care ne spuneai. Da. Și în spatele clădirii vedem că apare o clădire mare și impozantă. Exact. Este această catedrală greco-catolică despre care vă povesteam, că este în curs de a fi construită. Lucrările au început în 1990. A fost un moment momentul în care a fost reînființată biserica greco-catolică. Atunci reprezentanții acesteia au crezut că o mare parte a populației va trece de la ortodoxi înspre greco-catolici, lucru care nu s-a chiar întâmplat. S-a început această biserică enormă, care, după cum vedeți, nici astăzi, după 23 de ani, nu a fost finalizată. Da. Se lucrează, în ultimii ani s-a avansat destul de mult. Va fi o catedrală, dar va avea și alte câteva clădiri. Pardon, alte câteva spații, tot în cadrul Bisericii Greco-Catolice. Bun, aici avem o altă statuie relativ recentă, a lui Iuliu Maniu, marele avocat și om politic ardelean, și-a numitul Sfântul de la Bădăcin, cel care, în special înainte de Primul Război Mondial, a dus o foarte puternică, politică pentru lupta românilor din Transilvania, în special momentul 1 decembrie 1918 îl are și pe el ca și unul dintre actorii principali. Prim-ministru după Primul Război Mondial, una dintre principalii actori ai revenirii pe tron al lui Carol al II-lea, un lucru care pe urmă i s-a imputat destul de mult. Unul dintre cei care, mă rog, împreună cu mareșalul Antonescu, nu a alt lucru care i s-a imputat destul de mult, lipsa de acțiune în cadrul, mă rog, regimului mareșalului Antonescu, dar este și unul dintre actorii principali ai momentului 23 august 1944, care pe urmă, din păcate, a sfârșit în mod tragic și brutal în închisoarea de la Sighet. Cei care merg astăzi la Sighet, la Muzeul Rezistenței Anticomuniste, pot vedea celula în care a stat Iuliu Maniu și, da, cred că pentru orice român închisoarea de la Sighet ar trebui să fie un punct fix pe care să-l viziteze cel puțin o dată în viață, pentru că, da, acolo cred că am înțelege un pic mai multe despre istoria recentă a noastră. Bun, înainte de a vorbi despre turn, în spatele turnului, sau pe cealaltă parte a drumului, este liceul de coregrafie. Adică cel cu galben? Exact. Da. Și lângă el este liceul, sau mă rog, Colegiul Național, astăzi George Coșbuc. Până în clădirea care nu este gata? În partea dreaptă, nu îl vedem noi acum, este din cauza turnului. Da. Lucrul interesant la această școală, la acest colegiu, îl reprezintă faptul că... Hai să încercăm pe aici. O luăm pe aici prin dreapta, da, pe lângă turn. Bun, aici începe să se vadă și Colegiul Național George Coșbuc. Este școala germană din Cluj. Da. Respectiv, recensămintele anilor 1930 indică o populație de aproape 900.000 de germani în România. Ok. În mare parte sași transilvaneni și șvabi bănățeni, dar pe lângă ei mai sunt câteva grupuri etnice destul de importante, cum ar fi germanii din Basarabia, germanii din Bucovina. Bucovina a fost vreme de peste 150 de ani un ducat austriac și astăzi mai sunt mici comunități germane în Gura Humorului, Rădăuți și așa mai departe. În zona Satu Mare, în zona Maramureșului și așa mai departe, au existat aceste comunități germane și chiar dacă comunitatea germană a emigrat în cea mai mare parte după al doilea război mondial, în perioada comunistă și în anii 90, școlile germane au rămas. Și astăzi, chiar dacă nu mai sunt aproape deloc sași în Cluj, mai există școala germană cu predare exclusiv în limba germană. Da. Toate materiile din clasa 1 până în clasa 12 se fac în limba germană. Și în Cluj este Colegiul Național George Coșbuc, al cărui elev am fost și eu. Ok. 12 ani. Că ne-ai spus că mai faci și traduceri. Da, da, mai sunt și translator când mi se mai cere. Câteodată când mai e și timp. În timpul liber, exact. Da. Bun. În spatele nostru este singurul bastion care s-a păstrat din vechea incintă fortificată. Se pare că au fost fix 20 de bastioni, de turnuri, bastioane sau porți fortificate ale celei de-a doua incinte fortificată ale orașului. Aceste turnuri și bastioane și-au pierdut rolul militar odată cu dezvoltarea armelor de foc, în special odată cu apariția artileriei mult mai puternice, și atunci practic nu au mai avut nicio întrebuințare practică. Pe lângă asta, să menții aceste turnuri, să le renovezi, costa destul de mult. Da. Oricum, oamenii prin secolul XVIII, secolul XIX nu prea aveau această noțiune a istoriei de artă și de a menține. Da. Exact. S-au distrus, de multe ori piatra folosindu-se la cu totul altceva, la construcția de noi clădiri, uneori chiar de clădiri publice, școli și așa mai departe, sau pur și simplu în momentul în care s-a introdus canalizarea în oraș, acele șanțuri de apărare care de obicei erau umplute cu apă nu mai erau necesare. Pe lângă asta apăruseră mașinile, era nevoie de străzi și astfel, odată cu pierderea funcției militare, ele au dispărut. Da. Turnurile, bastioane nu au fost distruse în război, nu au fost cucerite, ci bucată cu bucată au fost demolate, cu excepția acestui turn, care însă s-ar părea că nu este nici el chiar în forma lui originală, pentru că la un moment dat praful de pulbere care era depozitat aici a explodat. Aha. Turnul și bastionul croitorilor și zidurile care, din imediată proximitate, fiind și ele avariate, fiind reconstruit ulterior, dar ne mai având niciodată funcția militară. Da. Ceea ce este iară foarte interesant în Transilvania este numele pe care îl poartă cea mai mare parte a turnurilor, respectiv sunt nume de bresle. Da. Breslele care se aflau în centrul vieții cotidiene transilvanene. În orice oraș veți merge, de la Hunedoara, la Orăștie, la Sibiu, Sighișoara, Brașov, la Cluj, peste tot, aceste turnuri, aceste bresle purtau un rol foarte important, în primul rând economic, în al doilea rând cultural, pentru că de multe ori ei finanțau cronici, de multe ori breslele finanțau Și în Brașov, de exemplu, există niște scaune, niște strane foarte frumoase ale breslei croitorilor, de exemplu, care sunt niște adevărate opere de artă. Și în Biserica Neagră sunt acele strane care sunt deosebite. Da, care sunt tot așa finanțate de către breaslă. Da. Dar breslele aveau și un rol militar extrem de important. Având o putere financiară foarte mare, practic în momentul în care un oraș avea, să zicem, în cazul Clujului, 20 de bresle, atunci fortificațiile erau împărțite în 20 de bucăți. Da. Fiecare breaslă preluând o bucată din fortificații pentru a o menține, pentru a o fortifica pe timp de pace și pentru a o apăra în caz de război. Da. La fel aici era breasla croitorilor. Breasla croitorilor, care se pare că era, dacă nu cea mai puternică, atunci una dintre cele mai puternice bresle ale orașului. Și ăsta este motivul pentru care ei au primit turnul cel mai puternic și cel mai expus. Okay. De aici este sudul, din partea asta veneau de obicei năvălitorii. Da. Și breasla croitorilor era cea care era prima atacată și din acest turn trebuiau să reziste. Da. Bun. În piața cetății au existat mai multe evenimente, mai multe condamnări la moarte și execuții. Una dintre ele este a lui Baba Novak, celebrul general al lui Mihai Viteazu, care a fost executat în centrul orașului și pe urmă, în momentul în care Mihai Viteazu a reintrat în oraș, a poruncit să se ridice un monument, o cruce în memoria acestuia, crucea fiind exact pe acest amplasament, unde ulterior s-a ridicat statuia lui Baba Novak. Ok, da. Bun, turnul, până când eram eu mic și, după cum v-am spus, am fost la școală chiar vis-a-vis, era o ruină. Ok. Mulțime de persoane fără adăpost își făcuseră casa aici, de vreo 10 ani s-a restaurat. Este restaurat și poate fi închiriat ca și spațiu de expoziții sau ca și spațiu care folosește la mai multe pentru conferințe și așa mai departe. Deci este un spațiu multifuncțional. Okay. Mai există un singur alt turn în afara lui, turnul pompierilor, care și-a pierdut destul de mult funcția militară, a fost transformat și el a fost restaurat și deschis abia în luna martie, dacă nu mă înșel, acestui an. Este o panoramă foarte frumoasă din turn și chiar sus este tot așa o machetă 3D în care se poate vedea tot orașul. Okay. Astea sunt singurele două turnuri ale Clujului care au mai rămas. Cred că în secolul 18-19 să ai case care încă aveau mai ales în zona centrală, care încă aveau un aspect medieval, sau să ai turnuri medievale, cumva era văzut ca și un semn de învechit, de sărăcie, și atunci se încerca introducerea noului stil arhitectonic, se construiau palatele noi în stil Jugendstil, în stilul secesion, în diverse, într-un stil eclectic, și asta dăuna destul de mult stilului medieval, dar din nou, fiecare generație cu propria amprentă asupra istoriei. Iată că am ajuns la final și încheiem în fața Bisericii Reformate, de pe strada romantică, cum nouă ne-a rămas întipărită. Este strada cu facultatea, cu Universitatea Babeș-Bolyai. A fost frumos, a fost minunat, ne-a plăcut pe unde ne-ai plimbat, ce ne-ai arătat, legăturile pe care le-ai făcut, ni le-ai făcut cu oamenii cu care am mai făcut și restul de materiale. A fost frumos, ne-a plăcut. Mă bucur. Vă mai așteptăm pe la Cluj. Doamne ajută, o să punem și un link cu un Facebook, poate oamenii sunt interesați să facă tururi ghidate cu tine, pentru că mai mult ca sigur o să vă placă. Bine, îți mulțumim tare mult și o să ne mai întoarcem, că mai avem lucruri de făcut. Vă aștept!